Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă emisiune. Artistul plastic Sergiu Cristian Ianza este deja o prezență constantă a mass media în Valea Jiului și este o prezență constantă în viața culturală a Văii Jiului și nu numai. Și în această seară avem plăcerea de a-l avea invitat în studioul televiziunii Parâng pe Sergiu Cristian Ianza, pe care îl salut. Bună seara, bine ai venit, Cristi. Bună seara, bine te-am găsit și bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Înainte de toate, aș vrea să le spun telespectatorilor noștri că prezența lui Sergiu Cristian Ianza în studioul nostru nu se datorează doar faptului că suntem amici și suntem chiar colegi în cadrul Fundației Ianza Art Intercultural, ci se datorează în primul rând faptului că activitatea lui a fost extrem de bogată în această vară, în această toamnă, concretizându-se în câteva tabere de artă care au avut loc în premieră aici la Petroșan și mai apoi s-a semnat o nouă premieră în Germania, acolo unde Cristi încearcă să creeze o punte de legătură interculturală, interartistică, dacă doriți, între România și Germania, între Petroșani și regiunea Kronach din Germania. Mai multe însă despre toate aceste lucruri am să-l las pe Cristi să vă spună, pentru că el a fost de fapt inițiatorul, creierul, organizatorul și unul dintre artiștii care a lucrat efectiv la realizarea acestui proiect. Cum a fost, Cristi, în Germania mai întâi? Pentru că te-ai întors recent de acolo unde s-au închis porțile primei tabere de artă vizuală internațională, Ianza Art, din Kronach. Rezultatele au fost mulțumitoare, aproape chiar peste așteptările mele, mai ales că zona aceea a Kronachului, județul Kronach, de unde provine și Lucas Cranach, al doilea pictor al evului mediu german, are o multitudine de acțiuni culturale, de la haicuri, poezii, concursuri, bineînțeles multe concursuri de artă vizuală, de pictură, datorită lui Lucas Cranach, și lumea normal este obișnuită cu așa ceva și n-ar părea ceva deosebit ceea ce am încercat eu să fac acolo. Este o mare tabără anuală de sculptură în lemn, Holzart, organizată de un prieten de-al meu care este unul dintre cei mai buni haikuiști din Germania, Ingo Cesaro. Iar ceea ce am făcut eu este nu în orașul Kronach și nu vreau nici să lezez, nici să concurez pe cei care organizează ce organizează acolo. Am reușit să fac în casa în care am cumpărat-o acum aproximativ un an și care în această primăvară am renovat-o și am făcut acolo o galerie de artă micuță, dar care este aproape cât galeria din Petroșani, actuala și singura galerie de la Casa de Cultură a Studenților. Cred că și spațiul meu de acolo este cam, poate chiar puțin mai mare decât ăsta de aici. Să le spunem, iartă-mă că te întrerup, să le spunem telespectatorilor noștri că pot urmări câteva fotografii inedite din această expoziție, din această galerie de artă pe care tu ai amenajat-o în Kronach, în Germania, pe pagina ta de Facebook la adresa Cristian Ianza. Și pe site-ul ianza-art.eu, unde sunt puse și filme și poze și secvențe din presa de acolo și din presa de aici, cine dorește, oricând. Oricum eu am like-uri și la mine pe site-ul meu din Facebook și pentru am și în Facebook încă un site, Ianza Art, și site-ul propriu zis ianzaart.eu. Ce vreau să spun, pentru cei de acolo a fost într-adevăr o chestie unică și de început, pe care eu 100% o voi continua prin orice mijloace sau oricum va fi posibil. Au fost încântați. Mark Rodahu, comuna unde am cumpărat această casă, are mai multe sate. Două sate mari, sunt Unterodach și Oberodach și încă câteva sătuce sau chiar cătune
Casa mea este într-unul din aceste sate sau cătuni, nu știu cum să-i spun, dar oricum e la strada principală, pe acolo de la ora 5 încep să treacă tiruri. Apropo de chestia asta, primarul chiar la deschiderea, el a deschis vernisajul acestei expoziții, a zis că se bucură foarte mult că a cumpărat cineva această casă care stă de 27 de ani acolo nefolosită și care nu arăta bine. Eu i-am adus și un aspect exterior plăcut pe lângă utilitatea ei și faptul că am 5 camere sus unde pot sta artiști când se întâmplă o tabără acolo. Și în al doilea rând, pentru că circulația tirurilor se încetinește datorită faptului că această casă arată cum arată și în fața ei acum sunt niște sculpturi. Și, în general, dacă vă uitați pe Facebook la Klein Fichtach, Mark Rodach, se văd câteva poze ale poliției, ale celor care cu radarul au fotografiat mașini care depășeau viteza. Iar acum... Iar în zona respectivă oamenii opresc și întorc privirea spre lucrurile. Da, încetinesc, cu toate că e într-o pantă așa și vin cu elan la intrarea în așa și zice... Iată și o aplicație practică a artei până la urmă. La acest vernisaj, spre surprinderea mea, că sincer nu mă așteptam să vină atâta lume, arăta de parcă ar fi fost o nuntă acolo. Ambele borduri ale străzii și pe partea mea și pe partea opusă erau pline de mașini. A venit primarul Cronachului, cu care sunt prieten, a venit primarul din Mark Rodach, cu care sunt și acum prieten, care chiar înainte de ziua vernisajului ne-a dus seara la un restaurant și am mai cunoscut lumea, am discutat, am fost la un muzeu, tot aici n-am apucat să-i duc din păcate la Muzeul Mineritului, dar acolo este un muzeu al plutăritului, pentru că Mark Rodach a fost unul dintre marele centre ale plutăritului din Europa. Din Europa și din Germania se ducea lemn de acolo, ajungeau chiar până în portul Rotterdam cu lemne pe care după aceea le duceau în America sau unde erau duse peste ocean. Din punct de vedere al artiștilor care au lucrat, care au expus în cadrul acestei tabere, ce diferențe sau ce asemănări pot exista cu tabăra Ianza Art de la Petroșani? Au existat și artiști care au expus în ambele tabere? Au existat artiști care au lucrat și aici la Petroșani, iar mai apoi te-au însoțit și în Germania? Sau a fost vorba de oameni total diferiți? No, după cum se vede și în acele site-uri, Facebook și așa... Am plecat cu 4 inși de aici, din Petroșani, cu busul meu, care este și busul cu care se va duce arta dintr-o parte în alta. Am plecat cu 4 inși, 2 care au lucrat aici, în tabără, grecul Iorgos Iliopoulos și perianul Vlad Dan, care e sculptor din București și care este profesor la Tonița, iar grecul locuiește în după cum ați văzut în emisiunile trecute, în Tesaloniki. Și am dus, trebuiau să vină încă 2 persoane care au fost aici, Horvat Gönyver, dar i-a intervenit ceva și n-a putut și de aceea mi-a dat lucrări pe care să le expun ca și cum ar fi fost și în tabără acolo. Și Elisabeth Oxenfelden, care locuiește și în Germania și care a venit acolo, dar n-a putut sta, are mult de umblat, are și ea un spațiu pentru un simpozion aici, în județul Timiș. Și pentru că n-am vrut să mergem numai bărbați, mai ales că în Germania feminismul este puțin mai aprins decât la noi, așa, și n-am vrut să fim numai bărbați acolo. Acolo mai venea cineva care n-a fost aici, un corean, care a pictat și ăla a stat doar vreo săptămână sau 10 zile și repede încă din tabăra de aici am zis cum să facem să ducem și două femei să fie cu noi și am sunat la cunoștințele mele așa și foarte repede am găsit 2 artiste, pictorițe, care de fapt au fost pictorițe, dar ele în realitate... Una a făcut ceramica la Cluj și este profesoară la Liceul de Artă din Deva, dar de fapt ea este din Vulcan, chiar ți-am spus și ai fost
impresionat. Surprins. Nu știam că și Vulcanul are, iată, astfel de talente. Și încă o domnișoară profesoară la școli din Râmnicu Vâlcea, care face tot pictură, dar ea a făcut la Iași imprimerie pentru industria, pentru textilă. Lucru care, bineînțeles, i-a bucurat și pe cei din Germania, că au nu numai niște bărbați care stau și cioplesc în lemn sau piatră sau așa ceva, mai apar ceva și niște mai aparte, sigur, chipuri sigur interesante. Cu toate că, spre regretul nostru a tuturor, toată perioada aia, din toată perioada de peste două săptămâni, am avut doar trei zile frumoase, în rest a plouat non-stop. Eu n-am reușit. Fost o provocare mult mai grea decât cea de la Petroșani, unde și aici ați trecut prin momente destul de dificile. Am trecut datorită faptului că sculptura în piatră produce praf. Asta este. Nu mai, dacă vrei să cioplești numai cu daltă și ciocan, trebuie să stai o jumătate de an să faci o lucrare. N-ai cum. Și ca să faci în două săptămâni o lucrare de artă, normal. Oricum să este o performanță să reușești să scoți o lucrare de artă originală, o lucrare unică, într-un timp atât de scurt. Și poate că rețeta succesului constă și în faptul că în cadrul taberelor pe care le organizezi și pe care Fundația Ianza Art le organizează, se lucrează exclusiv cu profesioniști. Asta am și spus de la început. E un lucru extrem de important. Pe de o parte am auzit voci care spuneau, chiar și aici în Valea Jiului, că poate ar fi fost mulți copii, mulți tineri, mulți artiști amatori interesați să participe la o astfel de experiență. Pe de altă parte am auzit voci care spun, în sfârșit, ceea ce se face, se face cu oameni care au nu doar talent, ci au și școală în acest domeniu. Și școală, poate că și experiență. E o diferență și sunt poate și ar fi mulți bine care, să vorbim puțin despre această sunt și această mulți diferență. Care au școală, dar nu profesează. Profesionist nu înseamnă neapărat faptul că ai o diplomă în arte plastice. Profesionist înseamnă că practici arta ca o profesie. Poți să nu fi făcut facultatea de artă, sigur, dar dacă tu ești talentat și este în tine și simți și lucrezi carte de vizită săptămânal sau pe lângă sau trăiești din această meserie, asta înseamnă să fii artist categoric, profesionist. Categoric. Sunt ca în orice domeniu, sunt foarte mulți care au diplomă și au făcut școala ca să aibă o diplomă, nu că trăiesc pentru asta sau iubesc meseria pe care au învățat-o și au studiat-o. Și eu nu vreau nici să provoc cuiva o nemulțumire prin faptul, dar ăsta a fost scopul meu inițial, ca în primul rând aici în Petroșani să aduc și să încerc să mobilez orașul cu niște lucrări de calitate și de valoare, cum sunt în alte orașe de ale noastre, care cu câțiva ani în urmă erau cu mult în urma Petroșaniului. Și eu cred că aceste lucrări de artă vor rămâne, cu toate că ele aparțin, după cum am mai spus de multe ori, aparțin fundației și le-am dat spre folosință nedeterminată orașului, că de fapt tot ce fac eu și facem noi, facem pentru public, pentru comunitate și pentru lume, și asta este menirea artistului, că degeaba faci ceva și pune în sertar sau pune într-o ramă la el în cameră sau după dulap sau, mă rog, așa ceva. Ceea ce este interesant este că iată și la Petroșani și iată și în Germania, te văd cu un braț mare de ziare, peste tot aceste acțiuni ale taberei Ianza Art Intercultural și mai apoi aceste lucrări care sunt expuse pe domeniile publice din Petroșani și din Germania, au stârnit un alt fel de discuție în comunitate. După ani de zile în care nu s-a mai vorbit despre artă decât la modul trecut, iată, oamenii au posibilitatea să vorbească, să trăiască fenomenul artistic în prezent, văzând ceea ce se întâmplă și bucurându-se până la urmă de niște lucrări de artă care unora poate ne plac, altora poate nu le plac. Păi, într-adevăr, și în presă, nu vreau să spun nume, dar dacă cineva vede emisiunea, să recunoaște că a spus că s-au expus în Petroșani niște lucrări din care nimeni nu înțelege nimica. Acum nu știu dacă lumea îl înțelege pe Bach, pe Beethoven, dacă îl înțelege pe
Picasso. Sigur, sunt oameni sau care Peniro, înțeleg și oameni sau... care înțeleg mai puțin. Până la urmă, acesta este rolul artei. Și rolul artei este și de a educa. Categoric. Văzând ceva, poate puțin provoci mental acea persoană care atunci n-a înțeles nimic. Nu știu dacă e necesar să pun în oraș numai pitici cu albă ca zăpada, vopsiți cu duco, să mă ierte alte orașe care au așa ceva, sau numai un miner care s-a vopsit tot cu duco niște părți ale lui. Arta este cu totul altceva. Arta și-a terminat de 100 de ani rolul ei de a imortaliza niște secvențe, pentru că a apărut aparatul de fotografiat, mass media, fotografia, filmul, tot. Nu trebuie neapărat să-l fac pe Gigi și pe Nelu și pe Cristian, pe soclu, ca să înțeleagă lumea ce e acolo. Arta are o valoare prin simbolurile pe care le arată și le exprimă. În primul rând, contactul vizual este cel care trebuie să pună omul la gândire. Chiar și eu, în expozițiile mele, eu niciodată nu pun titlul sub lucrări. Și mai de mult puteam, acum din păcate nu mai am timpul, că atunci când am o expoziție, stăteam acolo și urmăream lumea și... intrau direct în discuție cu mine vizitatorii și atunci spuneau ei, nu, ei spuneau și spre bucuria mea spuneau marea majoritate chiar ceea ce gândeam eu în acele lucrări. Și intrau un dialog între vizitator și producătorul, artistul plastic care e. Și parcă am mai spus odată, la un moment dat într-o expoziție în Pitești mi-a intrat un tip care credeam că e băut, sta și s-a așezat și a meditat și eu deja nu spunea nimic, că nu mă-l vedeam că stă concentrat, să uită la lucrări, zic, și trec pe lângă el, îmi ia mâna și îmi sărută mâna. Și zice, vai, mă simt atât de bine aici de la un om de la care nu te așteptai, că am făcut piele de găină acum. Asta este menirea artistului, că în primul rând, prin ceea ce face, obiectul vizual să afecteze mentalul omului. Că degeaba pun niște alea acolo care le-a făcut Michelangelo. Michelangelo, mă rog, a făcut și el prin lucrările lui de artă monumentală, de sculptură, tot pe niște zei care nu mai puteau fi... Absolut, absolut. Și era o poveste și acolo, în toată... Categoric, și mulți oameni cu siguranță nu cunoșteau poveștile și poate nu înțelegeau acele lucruri. Legat de acest subiect și legat de mass media în general, aș vrea să te întreb, Cristi, dacă crezi că există posibilitatea ca într-un timp mai apropiat, mai îndepărtat, să încercăm să le prezentăm oamenilor simpli care astăzi nu înțeleg, mesajul unor lucrări de artă, nu neapărat al celor care au fost realizate în aceste tabere la Petroșani, sau poate mai ales a acestor lucrări care au fost prezentate la Petroșani și la Cronac. Pentru că cred că dacă ușor, ușor, artiștii, oamenii care se pricep, e greu să vorbim în Valea Jiului încă despre o critică de artă, dar sunt oameni care se pricep, profesori de desen care au studiat, care au făcut istoria artei. Poate că ar fi interesant ca, pe de o parte, presa, pe de altă parte, profesorii de desen să țină anumite lecții deschise în parc, în fața unor astfel de lucrări și să le prezinte copiilor nu doar lucrarea în sine, ci și mesajul acesteia, pentru că în acest fel cred că am crea și un alt fel de public pentru acțiunile viitoare ale fundației și ale oamenilor de artă din Valea Jiului în general, iar pe de altă parte cred că oamenii ar deveni mai buni, mai deschiși, mai luminați, dacă putem spune. Sunt convins de treaba asta. În primul rând, încă o dată spun, sunt foarte bucuros și surprins că s-a mediatizat peste așteptările mele, s-au mediatizat aceste acțiuni ale noastre, ale fundației. Aici, în Petroșani, cel puțin, a apărut în toate ziarele, televiziuni, în Germania iarăși a apărut în... Acolo sunt două ziare regionale care au pagini pentru județul respectiv și a apărut cu o poză mare, în, așa, cu titlu altul, nu știu, e un titlu
un alt titlu, nu am ziarul aici, care spune Casă a Artelor, cum e în... Am văzut și pe pagina ta de Facebook. Locul creației și... Este foarte bine și eu, apropo de ceea ce spuneai înainte, eu consider și rog pe producătorii emisiunilor de televiziune din Valea Jiului să-și facă un program, nu știu, de o oră pe săptămână de educație vizual-artistică, în care să vorbească un profesor de desen care a învățat istoria artei, să vorbească, sunt profesori, toate liceele și școlile categoric, profesori de desen, care nu spun că sunt neapărat, nu trebuie acel profesor de desen să fie artist, pentru că dacă ai ajuns să fii profesor de desen, ești artist, dar pentru tine profesia de bază și existența ta e educația, educația. Și chiar un profesor de desen care vorbește elevilor ar putea în emisiuni să facă o educație înceată și începută de jos. Poate se va întâmpla, nu știu, ca și am mai spus-o, ca și mâncarea, nu, lumea nu mănâncă creveți, că n-a mâncat niciodată, lumea nu mănâncă, ce știu, fructe de mare și așa mai departe. Unii nu mănâncă roșie, că n-au mâncat niciodată și le e frică să mănânce din ea. Așa ar trebui, încet, încet, și așa atunci creezi pofta pentru a degusta ceva. Și sunt convins că un procent foarte mare din cei care vor începe să guste așa ceva o să le placă și o să mai dorească. Până la urmă, simplul fapt că tabăra de la Petroșani a fost extrem de mult și de îndelungat comentată în diferite medii din Valea Jiului, nu doar de presă, ci și de publicul larg, este însăși dovada că oamenii au nevoie de astfel de evenimente, că oamenii au nevoie de astfel de manifestări. Poate că nu sunt mulți aceia care sunt deja pregătiți să le înțeleagă și să le privească la adevărata lor valoare. Dar vremea nu e pierdută. Suntem abia la început. Fundația Ianzan are decât mai puțin de un an de activitate și deja, iată, se înscrie, fără teama de a greși spun acest lucru, se înscrie pe un bine meritat loc întâi în calendarul acțiunilor culturale din Valea Jiului, a acțiunilor culturale de amploare și de valoare din Valea Jiului. Și acum câteva zile, vineri, voi pleca iarăși cu doi prieteni în Germania și dacă tot stăm acolo, mai avem de făcut ceva la casa aia ca să o definitivăm, încălzire și așa mai departe. Am zis, dacă tot stăm acolo, ia să fac cumva, să duc lucrări de ale artiștilor care au participat și aici și în Germania, acolo au rămas lucrările lor. Unele le-am adus pentru că avusesem eu programată din nou o expoziție la muzeul din Curtea de Argeș, dar în timp nu mi s-a potrivit și mi-au spus că ar fi păcat să las o expoziție numai pentru 5 zile acolo, sigur, să o fac altă dată. Și eu am adus lucrări și de ale celor care au lucrat în Germania ca să fac această expoziție la Curtea de Argeș. Oricum aici în Petroșani țin să anunț acum ca o premieră în luna decembrie, promit solemn că acel spațiu, cu toate că pe din afară aici nu-i ca și gardul și înăuntru leopardul, aici va fi gardul vopsit pe dinăuntru și casa pe din afară arată încă cum arată, pentru că și financiar și ca timp și ca alte activități nu am reușit să o finalizez și pe din afară. Mi-a anticipat oarecum tema pe care doream să continuăm discuția noastră și îmi propusesem chiar să te chestionez asupra acestui subiect, știind că undeva în primele zile ale înființării Fundației Ianza și la prima expoziție pe care, tot internațională, care a fost prezentată aici în Valea Jiului, spuneai că din acest an Casa Ianza, celebra și cunoscuta Casa Ianza din centrul Petroșani, despre care mulți spun că ar trebui dărâmată, despre care mai sunt voci care spun că ar trebui dărâmată, spuneai atunci că aceasta va deveni, la fel ca locuința ta din Germania, o casă a artelor. Oamenii care au trecut în această toamnă pe strada Timișoara din Petroșani au văzut că au început lucrările, au văzut că s-a schimbat în primul rând acoperișul, pentru că
în orice lucrare mai întâi. Eu l-am mai schimbat odată de când am primit-o, pentru că dacă nu-l schimbam atunci când am primit casa după ani de procese, atunci, acum chiar că trebuia dărâmată. Absolut. A fost singurul lucru care l-am făcut atunci, cu niște bani, nu știu, 30-40 de milioane, cât a fost atunci când am primit casa, am pus, asta a fost singura chestie. Am zis să o conserv puțin, să-i pun acoperiș. Sigur. Pentru că ploua până în parter de sus în ea fără nicio problemă. În ciuda începerii acestor lucrări, mulți oameni încă își pun îndoiala asupra faptului că în acest an, acolo, ar putea să existe totuși o galerie de artă. Au, pentru că afară văd altceva și nu știu ce se întâmplă înăuntru. Hai să detaliem puțin această vreau temă, numai sigur. Puțin să termin subiectul de dinainte. Cele două expoziții care am vrut să le aduc și aici, și acum plec în Germania și voi face acolo o fel de avantpremieră la ce am de gând să fac aici. Spațiul fiind mai mic acolo, fiind sub jumătatea spațiului de aici, merg mâine la București să iau și de la Iorgos Iliopoulos și de la Radu Perianu câte o lucrare mică de sculptură și bineînțeles voi pune și fotografii cu lucrările mari care sunt deja așezate unde sunt așezate și voi face în perioada cât vom sta noi acolo 2 săptămâni, 10 zile o expoziție avantpremieră a celor două tabere ale fundației, care cred că va avea și acolo un răsunet, cum a avut și ceea ce s-a întâmplat până acum, iar după aceea, la începutul lunii decembrie, vreau ca în mansarda, nu știu, o să o numesc cumva, în pod la Ianza sau așa ceva, să fac acea expoziție mare cu lucrări de la cei care au participat la cele două tabere și, bineînțeles, acolo se vor întâmpla multe lucruri. În primul rând, eu voi reuși până atunci cu prietenii și oamenii care lucrează, firma care lucrează acolo, să facem, e deja, ai văzut imagini, e acoperișul făcut ca lumea, izolat, cu vată minerală, cu lambriuri, cu tehnologie modernă, dar în același timp păstrându-se arhitectura clasică. A rămas și cărămida aparentă în unele locuri acolo, va fi și un grup sanitar ca la orice galerie, spațiu de expunere. Apropo de chestia asta, o mică paranteză, primarul din Germania, din Mark Rodach, de acolo a spus, dacă vreau să o fac cu intrare sau așa ceva, ca să fie o chestie oficială, atunci trebuie să am baie care o ai, zice, trebuie să ai un pat unde, în caz că vine cuiva rău, să se poate întinde ceea ce ai, așa că poți să-l faci chiar oficial. Zic, nu, asta va fi tot o problemă. O expoziție, o casă privată care are și o galerie. Iar aici va fi un mic birou, este un punct sanitar cu o toaletă, cu o antecameră unde dacă vrea cineva să fardeze sau nu știu. Și casa scării, ca bineînțeles, intrarea până sus la mansardă, să nu te sperie să te facă să te întorci înapoi. Evident, va trebui cumva aranjată și aia. În restul, sperăm la proiecte și finanțări. Acum am citit în multe locuri, spun asta, că multe primării din țara asta au participat ele la fațadele clădirilor care erau totuși de interes cultural, dacă le puteți. Nu neapărat, de interes vizual, care erau la strada principală sau care aveau marcate de ceva, pentru că după cum am mai spus, eu am avut o sumă de bani care aproape toată am investit-o tot în aceste acțiuni și până la urmă se vor termina și ăștia și cumva trebuie continuat, poate va trebui și cineva, un galerist, o galeristă care să fie permanentă acolo, pe care eu personal nu pot să o plătesc. Va trebui, ce știu eu, să se facă o colaborare public, privată sau. Sigur, există diverse pârghii de parteneriate care trebuie să. Privată nu prea este, pentru că tot public este ceea ce se va întâmpla acolo și ce am făcut până acum a fost tot public. Absolut. Și această expoziție, sper că la începutul lunii decembrie
va avea loc, sigur, promit, nu că sper, va avea loc și sper ca să vină multă lume și să vină și cei care n-au crezut că se va întâmpla acolo așa ceva, să vină și cei care răspund în acest oraș, în acest județ și de cultura acestui județ și să-și dea seama că cultura are totuși un rol important și de-a lungul istoriei, ceea ce va rămâne în urma noastră. Categoric. Și iată, și-a găsit și oameni care să și investească în acest domeniu. Și pentru că am adus discuția aceasta spre bani, deseori ne întrebăm noi cei care venim oarecum din afara creației artistice, ne întrebăm, bun, vedem atât de multe expoziții, vedem artiști atât de talentați, cum sunt cei care au lucrat și aici la Petroșani. De multe ori ne punem întrebarea, din ce trăiesc acești oameni? Cât de scumpă trebuie să fie o operă de artă? Sau, mă rog, cât de ieftină trebuie să fie ea ca să poată să asigure nu doar acoperirea materialelor, existența artistului. Până la urmă, viața de artist este o viață frumoasă, dar mă îndoiesc că ea poate exista fără resurse financiare până la urmă. Ca orice viață nu poate exista și chiar din această cauză, de-a lungul istoriei, cred că sunt lucruri elementare care știu că mari artiști care au rămas și vor rămâne pentru totdeauna cât umanitatea va exista în istoria omenirii, au fost pe lângă curțile imperiale, pe lângă curțile regale, au fost finanțate de nu știu ce mari prinți sau nobili, pentru că de oamenii care dețineau până la urmă puterea financiară a momentului. Puterea financiară. Astăzi și care se întâmplă oarecum ciudat. Puterea financiară a momentului nu aparține neapărat regilor, dar este împărțită de cei care dețin puterea. Puterea financiară este tot în mâinile lor, acum împărțită în mai multe, dar sunt mai multe filiere care... Și arta, din păcate, pentru că nu se mănâncă ca un cârnat sau ca un mic sau... Arta și cea, mai ales cea de calitate, că arta care este consumată așa ca un mic repede la un bâlci, aia e finanțată, din păcate, mult mai mult decât arta care rămâne și va dăinui de-a lungul timpului. Pentru poate, că omul... poate că și aici vorbim de, cu scuzele de rigoare că trebuie să spun acest lucru, poate vorbim de o lipsă de cultură a oamenilor care decid și care nu reușesc întotdeauna să facă diferențele acestea între ce înseamnă cultură de calitate, ce înseamnă cultură. Eu cred că nu neapărat lipsă de cultură, pentru că nu e o mare cultură, nu știu, trebuie să fie super învățat în domeniul artistic să fie auzit de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, de Rafael, de Picasso, de Grigorescu, de Tonița, de artiști de ai noștri. Nu, astea ai auzit oricum, ai trecut chiar în școala elementară, ai auzit de ei. Dar nu cred că este vorba de această lipsă de cultură, mai mult e vorba de, domnule, trăim momentul, dăm ceea ce gustă poporul și poporul ne votează, ca să zic așa, că i-a plăcut micul. E un mod de a privi arta prin prisma electorală, prin prisma electorală. Mi se pare un pic dusă la absurd lupta electorală în aceste condiții în care până și nu știu, fenomenul artistic nu este privit prin prisma unei ștampile. Nu înainte de alegeri, se întâmplă multe, se întâmplă bâlciuri, mamă, ne arătăm, dansează lumea, mănâncă mici, vin și cântă niște fete aproape goale pe mijlocul drumului sau nu știu unde. Pentru că trăim clipa și nu ne gândim, după noi nu contează. Dar ar trebui puțin mai profund analizat, dacă nu neapărat pus la suflet, că nu cer cuiva să pună, dar puțin analizat, că aceste chestii de chef și trec. Absolut. Astea alte rămân. Pe de altă parte, poate că... Tu ai călătorit mult și ai văzut orașele Europei, orașele lumii, că au lăsat, sunt lucruri care stau de sute de ani într-un loc acolo. Și care fac deliciul până la urmă al publicului. Și acum și vor face și pe viitor. Care trăiește în localitățile respective și a celor care vin să acolo, viziteze. Face o poză lângă respective. Nu știu cine, lângă nu știu ce poate monument. Poate că din această perspectivă, în timp,
Petroșaniul, pentru că este deja stațiune turistică de interes național, Lupeniul, care este o stațiune turistică de interes local, și mai apoi Vulcanul și Uricanul, care intenționează să devină la rândul lor stațiuni turistice de interes local, național și poate chiar internațional, trebuie să se gândească la aceste aspecte, la schimba imaginea localităților și de a ascunde cumva cenușiul blocurilor comuniste cu câteva lucrări de artă lângă care oamenii să se poată fotografia. Sau chiar blocurile pot deveni la un moment dat șevalete pentru lucrări artistice. Pot deveni și alea, și blocurile pot fi colorate și zugrăvite. Eu nu înțeleg totuși cum sunt sectoare din București care pot finanța ei izolarea, vopsirea, termopane și așa mai departe. Și altele nu, că de fapt eu cred că cine răspunde de acești bani poate hotărâ așa ceva sau nu. Puțin am deviat într-adevăr de la subiect, că era vorba despre tabăra din Germania, dar care vreau să mai continui un pic. Absolut, pentru mine a absolut. Fost mult mai grea acea tabără din Germania cu mai puțini oameni și fapt, cu toate că eram la mine în casă acolo, chiar din punctul ăsta de vedere a fost mai greu. Tot datorită poate posibilității financiare destul de restrânse. Eu a trebuit să le gătesc, eu a trebuit să le pun masa, spălam vasele, la urmă au început și fetele să mă mai ajute, dar în făcutul mâncării nu vreau să las pe nimeni. Din păcate n-am mai apucat să-mi termin eu lucrarea mea, pe care acum când merg în Germania promit să o termin și va fi și ea așezată lângă celelalte. Și în timp poate va trebui să iau pe cineva care să se ocupe și de aceste probleme. În primul rând de chestia cu gătitul, cu cumpărăturile, cu... Ca să nu mai spun că în ambele tabere și în tabăra de aici am dus pe toți participanții într-o excursie, într-o duminică. Duminică nu e voie să lucrez, pur și simplu. Nu le dau și dacă vor unei, nu le dau eu voie să lucreze. Pentru că le creez un alt moment, i-am dus să vadă județul, am fost aici la Sarmisegetuza, am fost la Zeicani, unde am fost într-o tabără pe vremuri la Zeicani, am fost la Hunedoara, am fost la Densuș, am fost la Sfântă Mărie Orlea, la Deva, am dus pe cei care au fost în această tabără să vadă și regiunea de unde trăim. Și în al doilea sfârșit de săptămână am fost cu ei prin bunăvoința domnului Emil Părău la Straja, oferindu-ne un sfârșit de o zi acolo, masă, cazare și să vedem frumusețile naturii și ceea ce se vede de sus, toată Valea Jiului. Iată chiar și acest lucru, și am avut posibilitatea să vorbesc cu o bună parte din artiștii care au fost prezenți în tabăra de la Petroșani, inclusiv despre acest subiect. O bună parte dintre ei mi-au spus că în urma participării la această tabără, inclusiv imaginea lor despre Valea Jiului și despre județul Hunedoara s-a schimbat radical. Oamenii aceștia devin nu doar cetățeni ai artelor din Petroșani și din Valea Jiului, ci vor deveni la rândul lor mesageri ai unei alte imagini, ai unei imagini corecte a Valea Jiului. Și poate că acesta este un alt câștig, un câștig indirect pe care Valea Jiului, comunitatea, oamenii de aici îl primesc prin intermediul artelor. Chiar și în catalogul, micul catalog care l-am făcut pentru Germania, pentru expoziția fundației început în Germania, am avut 4 pagini la sfârșit, tot pe cheltuiala mea, în limba germană, tradus cu orașul Petroșani, Lupeniu, Straja și, și județul Hunedoara. Chiar și din punctul ăsta de vedere, tot eu fac eforturi financiare pentru a face un lobby zonei de unde suntem și sunt, și aș vrea să se înțeleagă și să fiu ajutat un pic, că tot eu voi face eforturile pe care le... Dar astea financiare nu sunt ca un izvor. Am avut și o sumă de bani, am făcut ce am făcut cu ea și mai poate mai fac ceva, dar ca să continue va trebui să mai fie de undeva ceva. Sigur că da, poate că consiliile locale, nu doar de la Petroșani, din întreaga Valea Jiului ar trebui să
privească astfel de lucruri. Când se va întinde și pe acolo, că, normal, că eu, de asta am și făcut și am zis să rămână ceva ca să vadă tot timpul. E o lucrare chiar în fața primăriei, dacă știa. I-am găsit grecului cel mai bun loc și mie mi-a plăcut de el, mă rog, că am avut noi niște probleme. Fiind el cel mai în vârstă, el trebuia să fie un fel de pașă acolo, cu toate că eu făceam toate eforturile, cu mofturi, cu nu știu ce, poate îmi va trece în timp. Și ceea ce vreau să spun, că și în Germania, acolo, în duminicile, i-am dus să vadă județul Crona, să vadă în împrejurim, să vadă Coburgul, de unde am mai spus, este Regina Maria României născută la Coburg, i-am dus la Lichtenfels, unde e cel mai mare, a fost cel mai mare târg de coșuri împletite de nuiele și acolo există și cel mai mare coș de nuiele. Și în un alt sfârșit de săptămână am mers cu ei cu un bilet de sfârșit de săptămână la Frankfurt, au văzut orașul Frankfurt, am făcut poze din Frankfurt, pe unde au fost, am fost pe malul Mainului, am văzut zgârie norii din Frankfurt, am fost chiar și până la, dar n-am mai apucat să intrăm la târgul Auto, care a avut loc în perioada Auto de la, Frankfurt, de la cel mai mare spațiu expozițional din Europa, care este târgul Frankfurt, unde are loc ambient, tendenț, târgul de auto, târgul de carte, cele mai mari târguri din Europa. Am fost cu ei, am încercat să, pe lângă faptul că ei au creat și au fost sponsorii, primii sponsori ale acestor tabere prin ceea ce au lăsat, am încercat prin posibilitățile mele să le ofer și lor ceva, să vadă locuri pe care nu le-au văzut, ceea ce au făcut și aici. Tot pe cheltuiala mea. Da. Care? Sigur, sigur, poate în timp aceste lucruri își vor găsi o rezolvare, poate că distinși domni consilieri, distinși domni primari vor analiza ceva mai atent activitatea Fundației Ianzla și se vor gândi să dea și o mână de ajutor. Până când acest lucru se va întâmpla, ce gânduri mai are Sergiu Cristian Ianzla și mai mult decât atât, ce posibilități mai are? Posibilitățile se tot restrâng. Am spus, până în decembrie acel spațiu expozițional va fi gata și în siguranță, fără ca să-ți fie frică că va cădea ceva pe tine sau așa ceva. Când se... Nu vreau nici să am câteva imagini de la momentul actual, dar nu vreau să le public. Să va fi, cred că, o surpriză, o surpriză la contactul. Bineînțeles, și acea casa turnului, casa scării unde e turnul, va trebui și aia aranjată. Și după aceea, poate dacă mai am ceva să fac exteriorul, eu sper să reușesc, ca după aceea aștept și încerc să accesez niște programe și bineînțeles cu să fac de acum un proiect pentru chiar două tabere la anul sau poate chiar și o tabără de tineret aș putea, dar pentru asta sincer voi avea nevoie de financiară. Pentru de că un altfel, sprijin financiar și altfel, nu unul, am cum. Nu unul, și mic. Nu spun că sunt împotriva amatorilor. Cinste lor, faptul că în loc de aceștia o face alte năzbâtii, iubesc arta și le fac cu plăcere și cu drag ceea ce fac, asta poate bucura, îi poate bucura pe ei, poate bucura pe cei din familie, dar pentru un impact mare către public, rămân la aceeași părere a mea că arta de valoare trebuie cea care să o las în urma mea în tot ce organizez acum. Categorie, până la urmă, există o diferență între a face o pasiune pentru artă și a fi reflectată această pasiune în media locală, dar o mare diferență este între a fi artist adevărat și lucrările pe care le faci și personalitatea pe care o ai să fie reflectată și nu doar în plan rămâne local, după aceea. Și peste tot.
Și am văzut că... câteva publicații de răsunet care au scris despre activitatea Fundației Ianza de la Petroșani, despre tabără, și vorbim și arătăm telespectatorilor noștri Tribuna, celebra revistă de cultură fondată de Ioan Slavici, una din cele mai cunoscute reviste de cultură din România, care iată dedică cele două coperți, prima și ultima copertă plus sunt dedicate acestui eveniment, plus un amplu reportaj de la Toată revista este cu imagini din tabără, din tabăra de la Petroșani. Sunt lucruri care, iată, rămân în istorie, rămân în istoria culturii și contează mult, mult mai mult decât, așa cum spuneam, o simplă pasiune poate trecătoare pentru lucruri. Are un rol important faptul că își creează și că lucrează și că sunt cluburi și că sunt asociații ale artiștilor amatori, pentru că foarte mulți, mai ales de la o vârstă, sau eu am predat cursuri în Germania la, acolo îi zice Universitatea Populară, cum ar veni la noi Școala Populară de Artă, îi zice Volkshochschule, am predat, acolo veneau numai femei, soții de doctor, de avocat, de primar sau nu știu ce, care poate mai mult din plictis sau așa, au fost unele care au făcut chiar lucruri de calitate, dar... poate e o chestie limitată, ai o perioadă în care nu am pasiune, ce face, am o pasiune, ca și cum îți strâng timbre sau cresc porumbei sau așa ceva, sigur. Dar nu este după mine, poate iese și de acolo ceva de dacă cineva continuă și evoluează, poate să iasă și de acolo un lucru bun, că sunt artiști care au început făcând o școală de artă populară. Sigur. Și au ajuns ca după aceea să devină artiști profesioniști. Oarecum, pentru a face un termen de comparație între ceea ce spuneai și între ceea ce înseamnă un artist adevărat, cu riscul de a nu-ți plăcea acest lucru, am să te rog pe finalul emisiunii noastre de astăzi să reamintim, și aș vrea să aud de la tine aceste lucruri, despre tine. Știu că nu-ți place să vorbești despre tine, dar aș vrea să te aud spunându-le telespectatorilor noștri care poate încă nu știu exact cine este Sergiu Cristian Ianza. Aș vrea să le spui câte ceva doar din activitatea ta artistică, care știu că este extrem de largă. Câte ceva. Am tot din dragostea de a face pentru public ceva, am peste 75-77 de expoziții personale, care marea majoritate m-au costat, 95% m-au costat numai pe mine. Și expoziții ținute nu doar în Petroșani. Nu doar ținute, în toată Europa. Am participări la peste 200-250 de expoziții colective și de grup. Am participat la tabere internaționale, de unde am prins și gustul. Curios, un coleg cu care din păcate nu sunt în relații prea bune de la DEVA, el m-a chemat la prima tabără în Zeican. Eu până atunci, acum 6 ani, aveam 45 de ani sau mai mult, până atunci n-am fost în nicio tabără. Sunt artiști, cum povestea Grecu, de fapt, care pleacă din primăvară și vin toamna din tabere, că merg în câte 5-6 tabere non-stop, dintr-o tabără în alta. Chiar asta am și văzut la tabăra din Aiud, unde vin foarte mulți, acolo vin de peste 40 și ceva de artiști din peste 20-25 de țări. Chiar acolo am vorbit cu unii care ar fi venit cu mare drag la Petroșani, dar erau deja programați în alte. Dacă cumva din timp și să facem cumva ca aceste tabere să nu fie în aceeași perioadă. Să suprapună cu altele. Că ei când vin, dacă vine unul din Asia sau de nu știu unde, vine, stă în Europa 3 luni și merge dintr-o tabără în alta și cumva fixate ca ele să se lege una, să fie numai o zi, două între, ca ei să poată participa. Mulțumesc încă o dată universității pentru faptul că prin colaborarea noastră mi-a creat un spațiu de cazare pentru ei. Mulțumesc chiar și cantinei, care a fost foarte bună. Acolo am finanțat-o eu, dar mâncarea a fost peste așteptările noastre. Mulțumesc domnului rector, care a fost la vernisajul expoziției în urma taberei din Petroșani și a zis că de acum încolo vom colabora fără nicio problemă și așa. Mulțumesc chiar celora care mi-aduc elogii pe Facebook sau în alte, nu le spun nume, nu spun nici ce au spus, poate dacă
intrați pe acolo, vedeți ce scrie. Ce să mai spun de... Mi-e dragă profesia mea, știu că un mic pasaj. Eram încă student și aveam la magazinul fondului plastic ceva vase făcute cu glazuri frumoase pe ele și chiar mă duceam să văd dacă s-a vândut ceva și niște japonezi de la ambasada japoneză au cumpărat acele vase. Și pentru mine era un fior care l-am și acum a mine, faptul că niște oameni de peste mărșiți. Nu, un obiect care l-am făcut cu mâinile astea e undeva la mii de kilometri în casa cuiva și trăiește o bucățică din mine, trăiește în intimitatea altcuiva. O bucățică din sufletul și creația lui Sergiu Cristian Ianza trăiește nu doar în Japonia în acest moment, știu că în Germania sunt foarte multe lucrări ale tale expuse pe domeniul public în diverse locații, de asemenea lucrările tale se află în colecții particulare de renume de-a lungul și de-a latul planetei și din fericire pentru noi cei din Valea Jiului, cea mai mare bucățică de suflet din Sergiu Cristian adică Ianza, eu. Adică tu, ești chiar aici, ești contemporanul nostru, ești concitadinul nostru și cred că nu fac e puțin lucru. În continuare ce am început acum și sper să fiu înțeles și acceptat de cei din jurul meu. Mi-au venit chiar prieteni să spună, vai, dar de ce nu le pui măști aici să ia ca japonezii, că copiii se sufocă acolo, uite, grecul împrăște tot praful către spațiul de joacă al copiilor. A trecut, n-a murit nimeni. Orice lucru de mare valoare se naște și cu anumite chinuri, dacă putem spune așa. Nu știu dacă data viitoare n-ar trebui totuși să aleg un spațiu ascuns unde să nu, dar dorința mea a fost ca... Tocmai aceea de a aduce arta sub ochii oamenilor. Și cred că balanța cu toate aceste impedimente și că a venit cineva și a zis că el a fost la CTC inspector și de ce nu picură apă pe nu știu ce și s-a dus și m-a reclamat la primărie și primăria a zis lasă în pace că nu e prima dată când face oameni și oameni și întotdeauna când se întâmplă lucruri bune. Dar totuși balanța cred că trage mai mult ca să o fac tot într-o zonă publică și să vadă lumea și încet, încet, chiar și acei, așa zis, răuvoitori, cred că își vor schimba. Categoric, pentru că până la urmă arta convinge toți oamenii și arta îmbunează suflete și provoacă fericire tuturor. Îți mulțumesc, Sergiu, pentru prezența la emisiune. Îți doresc, Cristian, îți doresc și Sergiu și Cristian, îți doresc în continuare succes atât în activitatea ta artistică, dar mai ales îți doresc succes deplin în acest proiect extrem de important pentru Valea Jiului, pentru viața culturală din Valea Jiului și din România, proiectul Fundației Ianza Art Intercultural, la care am subscris și nu regret nicio clipă acest lucru. Toate cele bune! Mulțumesc și vă doresc la toți să înțelegeți proiectul nostru! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Îi mulțumesc lui Cristi Sergiu Ianza pentru prezența în studio, mulțumesc colegilor care ne-au asigurat asistența tehnică, iar dumneavoastră vă doresc, ca de obicei, toate cele bune.